Lecția 8, partea 1. Ca de obicei, începem lecția cu o recapitulare a vocabularului. Completați propozițiile în limba engleză cu următoarele cuvinte. East, West, Date, August, December, Winter, Leg, Shoe, Barber, Hair, Sun, Weather, Snow. Nu sta prea mult la soare. Don't lie in the sun too long. Iarna, zilele sunt scurte. In winter, the days are short. Germania este situată la vest de Polonia. Germany lies west of Poland. La ce frizer te duci întotdeauna? What barber do you always go to? Am de gând să-mi cumpăr o pereche de pantofi. I'm going to buy a pair of shoes. Ce dată este astăzi? What's the date today? Struțul are picioare puternice. An ostrich has strong legs. Decembrie este ultima lună a anului. December is the last month of the year. Suedia este situată la est de Norvegia. Sweden lies east of Norway. August este ultima lună de vară. August is the last month of summer. Vremea a fost urâtă în timpul vacanței noastre. The weather was bad during our holiday. Trebuie să te tunzi. Your hair needs cutting. Copacii acoperiți de zăpadă erau superbi. The snow-covered trees were beautiful. Și acum, un exercițiu în care va trebui să completați propozițiile în limba engleză. Ce altceva ai mai cumpărat? What else have you bought? Ea s-a tăiat la deget. She has cut her finger. În curând va veni primăvara. It will soon be spring. Am aproape două duzini. I have almost two dozen of them. Soarele nu a strălucit de câteva zile. The sun hasn't shone for days. Cerul era negru înaintea furtunii. The sky was black before the thunderstorm. Va ploua azi? Will it rain today? Pe podea era un covoraș maro. There was a brown carpet on the floor. Chiar trebuie să fie așa brutal? Must you be so brutal? Nu știam că este atât de dificil. I didn't know it was so difficult. Unde ai pus cartea? Where have you put the book? Toți musafirii au plecat. All the guests have left. Completați propozițiile în limba engleză cu adverbele și gradele lor de comparație corespunzătoare. Pentru tine o voi face cu plăcere. I shall gladly do it for you. A fost aspru pedepsit. He was punished severely. Au ieșit din cameră în liniște. They left the room quietly. Ea s-a întors în siguranță. She has returned safely. Îmi vizitez părinții săptămânal. I visit my parents weekly. El încă nu s-a îmbrăcat complet. He is not fully dressed yet. Este pur și simplu imposibil. It is simply impossible. Era cu totul inutil. That was wholly useless. Se poate repara ușor. It can be easily repaired. Informațiile se dădeau zilnic. The information was given daily. A lăsat ușa larg deschisă. He left the door wide open. Ei muncesc foarte mult. They work very hard. Vrem să plecăm de vreme. We want to leave early.
Te întâlnesc mai des decât pe ea. I meet you more often than her. Au cumpărat cea mai ieftină mașină. They have bought the cheapest car. Trebuie să muncești mai mult. You have to work harder. Acum ea cântă mai frumos. She sings more beautifully now. Copilul acesta citește mai prost decât toți ceilalți. This child reads worse than all the others. Este mai bine să fumezi mai puțin. It is better to smoke less. Nu o văd bine. I can't see it well. Mi-a vorbit părintește. He spoke to me in a fatherly manner. Ei zâmbeau prietenos. They smiled in a friendly way. Nu râde așa prostește. Don't laugh in such a silly way. Și acum, iată primele cuvinte noi din această lecție. Lamb. Miel. Whiskers. Favoriți, mustăți. Kitten. Pisoi. Puppy. Cățeluș. Pigeon. Porumbel. Mosquito. Țânțar. Lizard. Șopârlă. Blood. Sânge. Drop. Picătură. Parrot. Papagal. Panther. Panteră. Vom folosi cuvintele noi în propoziții care vor fi traduse în limba română. She has to use eye drops. Ea trebuie să-și pună picături în ochi. A mosquito can keep you awake all night. Un țânțar te poate ține treaz toată noaptea. What are the whiskers of a cat for? La ce folosesc pisicii mustățile? He has lost a lot of blood. A pierdut mult sânge. A lizard is a reptile. Șopârla este o reptilă. Look at those kittens playing. Privește cum se joacă pisoii aceia. Pigeons can easily find their way home. Porumbeii pot să-și găsească cu ușurință drumul spre casă. You can teach a parrot to speak. Poți să înveți un papagal să vorbească. The white lamb is everyone's favorite. Mielul alb este favoritul tuturor. The panther is a member of the cat family. Pantera face parte din familia felinelor. The children wanted to have both puppies. Copiii au vrut să aibă ambii cățeluși. Completați următoarele propoziții în limba engleză. Pisoii încă nu pot fi luați de lângă mama lor. The kittens cannot be taken from their mother yet. Am văzut 5.000 pe pajiște. We saw 5 lambs in the meadow. Numai țânțarii femele pișcă. Only female mosquitoes sting you. În țările tropicale trăiesc multe șopârle. Many lizards live in tropical countries. Panterele sunt animale de pradă? Are panthers predators? L-am rugat pe frizer să-mi tundă și perciunii. I asked the barber to cut my whiskers too. Mulți papagali au culori foarte frumoase. Many parrots have very beautiful colors. Cățelușii nu au deschis încă ochii. The puppies have not opened their eyes yet. De obicei, acest porumbel se întoarce primul. This pigeon usually returns first. Au căzut primele picături de ploaie. The first drops of rain have fallen. Uneori, sângele tău poate salva viața altei persoane. Sometimes your blood can save another person's life. În această lecție ne vom completa cunoștințele despre folosirea și gradele de comparație ale adjectivelor. Unele adjective se folosesc doar ca determinanți ai substantivului, adică atributiv. Următoarele adjective fac parte din această categorie.
Adjective care denumesc materii, de exemplu. A gold watch. Un ceas de aur. A silver plate. Un platou de argint. A wooden spoon. O lingură de lemn. Late. Cu sensul de răposat, mort. Right, left, favorite, spare, recent. Live. De exemplu. The late Mr. Wright. Răposatul domn Wright. My right foot. Piciorul meu drept. His left eye. Ochiul lui stâng. Her favorite actor. Actorul ei preferat. A spare tire. O roată cauciuc de rezervă. A recent photograph. O fotografie recentă. A live fox. O vulpe vie. Comparativul și superlativul adjectivelor compuse din două silabe sau mai multe se formează cu ajutorul adverbelor more și most, dacă accentul cade pe prima silabă, de exemplu stupid, stupid, more stupid, mai stupid, the most stupid, cel mai stupid, foolish, prostesc, more foolish, mai prostesc, the most foolish, cel mai prostesc. Decent. Decent. Rezonabil. More decent. Mai decent, mai rezonabil. The most decent. Cel mai decent, cel mai rezonabil. De reținut că forma de superlativ este precedată de articolul hotărât, the. Acesta poate fi înlocuit, după caz, de un adjectiv posesiv. De exemplu, his greatest work. Dacă însă accentul cade pe silaba a doua, adjectivele formează comparativul cu terminația a și superlativul cu terminația est, precedat de articolul hotărât the. De exemplu, polite, politicos, politer, mai politicos, the politest, cel mai politicos, severe, grav, severe, mai grav, the severest, cel mai grav, sincere, sincer, sincera, mai sincer, the sincerest, cel mai sincer, profound, profund, profounder, mai profund, the profoundest, cel mai profund. Comparativul și superlativul adjectivelor din trei silabe, derivate din cuvinte de două silabe, se formează după același model ca în cazul cuvintelor de două silabe. De exemplu, unhappy, nefericit, unhappier, mai nefericit, the unhappiest, cel mai nefericit. Comparativul și superlativul adjectivelor formate din participiu se formează cu more și the most. Exemplu, they were more tired than we were. Erau mai obosiți decât eram noi. That was the most interesting film. Acela a fost filmul cel mai interesant. Există două seturi diferite de comparativ-superlativ pentru adjectivul far, în funcție de sensul acestuia. Farther, the farthest. Further, the furthest. Farther, farthest. Exprimă distanța în sensul propriu, spațiu, în timp ce further, furthest. Exprimă distanța în sensul figurat, timp, ordine. De exemplu, it is farther to the airport than to the railway station from here. Din acest punct, aeroportul este mai departe decât gara. Can we get any further information? Poți să obții mai multe informații? There will be a further delay. Va mai fi o întârziere. Pe lângă gradele de comparație regulate ale adjectivului old, există și formele elder și eldest. Ele sunt folosite doar atributiv, pe lângă substantive care denumesc grade de rudenie, de exemplu his elder sister is a journalist. Sora lui mai mare este ziaristă.
Where does your eldest brother live? Unde locuiește fratele tău mai mare? În unele cazuri, superlativul cu most poate fi folosit pentru a denumi doar un grad foarte înalt al unei anumite calități, fără să se facă vreo comparație. În acest caz, construcția nu exprimă superlativul și nu este precedată de articolul the. De exemplu, that was a most surprising incident. A fost un incident absolut surprinzător. Cunoașteți deja expresia the sooner the better. Propozițiile următoare conțin expresii noi cu construcții adjectivale. The darker it grew, the more restless they became. Pe măsură ce se întuneca, deveneau mai neliniștiți. She is the more impatient because there is not much time left. Este cu atât mai nerăbdătoare, fiindcă nu a mai rămas mult timp. So much the better. Cu atât mai bine. Traduceți propozițiile următoare în limba engleză. Sora lui mai mare locuiește în Suedia. His elder sister lives in Sweden. Acela a fost cel mai plictisitor film pe care l-am văzut vreodată. That was the most boring film I've ever seen. Nu pot să mai lucrez. I can't work any further. Scriitorul ei preferat este Hemingway. Her favorite writer is Hemingway. Cu cât avea mai mult, cu atât voia să aibă mai mult. The more he had, the more he wanted to have. Este o carte extrem de folositoare. It's a most useful book. Știrile de la radio sunt mai recente decât cele din ziare. The news on the radio is more recent than that in the newspapers. Vom învăța încă un grup de cuvinte. Alert. Atent, ager, alert, vigilant. To swoop down on. A se năpusti asupra, a se repezi la. Constantly. Constant, permanent, mereu. To growl. A mârâi, a mormăi. Playful. Jucăuș, zglobiu. To mew. A mieuna. To purr. A toarce. Cold-blooded. Cu sânge rece, despre animale, fără sentimente, remușcări. To lick. A linge. Stagnant. Stătător, staționar. To wag. A da din coadă. Vom introduce cuvintele noi în propoziții. The cat lay purring on the easy chair. Pisica torcea tolănită în fotoliu. Kittens are very playful. Pisoii sunt foarte jucăuși. The dog growled when it heard a sound. Câinele a mărit când a auzit un zgomot. Reptiles are cold-blooded animals. Reptilele sunt animale cu sângele rece. The dog followed me wagging its tail. Câinele a venit după mine dând din coadă. The eagle swooped down on the rabbit. Vulturul s-a năpustit asupra iepurelui. Mosquitoes are abundant near stagnant water. Țânțarii sunt în număr mare lângă ape stătătoare. The cat sat licking its forelegs. Pisica își lingea labele din față. We constantly watch the wolves. Ne uitam mereu la lupi. The cats mewed because they were hungry. Pisicile mieunau fiindcă le era foame. Wild animals are always alert. Animalele sălbatice sunt întotdeauna vigilente. Completați propozițiile în limba engleză. Ea este un copil zglobiu. She is a playful child. Avioanele noastre de vânătoare s-au năpustit asupra bombardierelor inamice. Our fighters swooped down on the enemy bombers. El l-a ucis cu sânge rece. He killed the man in a cold-blooded way. Câinele lor mârâie întotdeauna la pisici. Their dog always growls at cats.
Pisica a alergat la pisoii ei care miunau. The cat ran to her mewing kittens. Ea era tot timpul conștientă de prezența lor. She was constantly aware of their presence. Pisicile torc când le este bine. Cats purr when they are content. Trebuie să fii vigilant zi și noapte. You have to be alert night and day. Câinii dădeau prietenos din coadă. The dogs wagged their tails in a friendly way. Uneori, apele stătătoare miros urât. Stagnant water sometimes smells bad. Pisicile lingeau farfuria. The cats were licking the plate. Tigrii atacă rar oamenii. Tigers seldom attack human beings. Să ne întoarcem la regulile gramaticale privitoare la adjective. Unele adjective pot fi folosite ca substantive pentru a denumi o întreagă clasă sau categorie de persoane care au în comun o anumită trăsătură, de exemplu. How can we help the injured? Cum îi putem ajuta pe cei răniți? The poor will be given warm clothes. Săracilor li se vor da haine călduroase. După cum ați observat, în aceste cazuri articolul the precede substantivul. Dacă însă același adjectiv se referă la anumite persoane, el trebuie urmat de un substantiv, de exemplu. The injured woman was taken to hospital. Femeia rănită a fost dusă la spital. We gave some money to those poor people. Am dat niște bani acelor oameni săraci. Excepțiile sunt the unknown. Necunoscutul, necunoscuta, necunoscuții, necunoscutele. The accused. Acuzatul, acuzata, acuzații, acuzatele. Când se referă la un lucru nedefinit sau la o situație, adjectivele trebuie urmate de un substantiv. De regulă, acesta este thing sau part. The strange thing is that he has not returned. Ciudat este că nu s-a întors încă. That was the only thing they had forgotten. Acela era singurul lucru de care uitaseră. You have missed the most important part. Ai pierdut ce era mai important. Vom studia acum adjectivele later, latest, last. Later, latest se referă la timp, de exemplu. I said I could not go by a later train. Am spus că nu pot merge cu un tren mai târziu. Have you heard about the latest discovery? Ai auzit de ultima descoperire? Last se referă la ordine, de exemplu. He was the last to leave. El a fost ultimul care a plecat. The last match will be played tomorrow. Ultimul meci se va juca mâine. Fiți atenți la diferențele de folosire a adjectivelor last și latest. Ambele cuvinte se traduc în limba română prin ultimul. Last. Ultimul într-o ordine. Latest. Ultimul, cel mai recent. Să mai prezentăm două adjective. The former și the latter, care se folosesc cu referire la două persoane sau lucruri deja menționate în propoziție. The former. Primul dintre cei doi menționați. The latter. Al doilea, ultimul dintre cei doi menționați. We could ask John and Henry, but the former is ill and the latter has no time. I-am putea întreba pe John și Henry, dar primul este bolnav, iar al doilea nu are timp. La finalul părții de gramatică, încă ceva despre adverbe. De la adjectivele care se termină în ic, adverbul se formează adăugând ally. De exemplu, the door is opened electrically. Ușa se deschide electric. Things have drastically changed. Lucrurile s-au schimbat radical. Rice is domestically grown. Orezul se cultivă pe lângă casă. Excepție. Publicly. Public. The measure was publicly announced. Măsura a fost anunțată public. Adverbul derivat de la impossible este impossibly.
folosit doar ca echivalent al unui grad de comparație pentru adjectivul sau adverbul care urmează. He is impossibly stupid. El este incredibil de prost. Înaintea unui verb se folosește not possibly. Această expresie se traduce în limba română prin în niciun caz. We cannot possibly tell you. În niciun caz nu-ți putem spune. Expresia with difficulty este folosită drept corespondent adverbial al adjectivului difficult. De exemplu, in the dark he saw them with difficulty. Îi vedea greu în întuneric. Deja știm că unele adverbe au forme identice cu adjectivele, ca de exemplu hard. Adăugând le la adjectivele din această categorie, obținem adverbe cu sens diferit. Iată câteva dintre ele. Lately. De curând, în ultima vreme. Hardly. Aproape deloc. De-abia. Nu prea. Widely. În mare măsură. La scară largă. Closely. Îndeaproape. Cu atenție. Nearly. Aproape. Aproximativ. Iată acum aceste cuvinte în propoziții. We haven't seen her lately. Nu am văzut-o în ultima vreme. I can hardly believe it is true. Nu prea îmi vine să cred că este adevărat. They have widely different jobs. Ei au slujbe care diferă în mare măsură. We shall watch them closely. Îi vom supraveghea îndeaproape. He nearly fell from his chair. Aproape a căzut de pe scaun. Completați propozițiile în limba engleză. El a găsit un șarpe viu în camera lui. He has found a live snake in his room. Este o invenție absolut prostească. This is a most foolish invention. A fost cea mai grea iarnă de până acum. It has been the severest winter so far. Acestea sunt cele mai nesănătoase condiții de climă de pe pământ. This is the unhealthiest climate on earth. Este cel mai politicos copil. She is the politest child. Care dintre cărți este cea mai incitantă? Which of the books is the most exciting? El era în cea mai îndepărtată parte a grădinii. He was in the farthest part of the garden. Au mai fost și alte cutremure? Were there any further earthquakes? Cum îl cheamă pe fiul lor cel mai mare? What is their eldest son's name? Pe măsură ce devenea mai bogat, cheltuia tot mai puțin. The richer he grew, the less he spent. A fost cu atât mai surprins pentru că deja plătise. He was the more surprised because he had already paid. Celor bogați nu le pasă de prețuri. The rich don't care about prices. Muncitorul necalificat nu putea găsi de lucru. The unskilled worker could not find a job. Cea mai dificilă parte este decolarea. The most difficult part is the take-off. Cel mai rău lucru în țara asta este clima. The worst thing in this country is the climate. Acesta este cel mai recent orar? Is this the latest timetable? Primul este prea scump, iar al doilea nu este suficient de rapid. The former is too expensive and the latter is not fast enough. El este nespus de sinistru. He is impossibly gloomy. În niciun caz nu putea să ajungă la timp. He could not possibly be in time. El mergea greu. He walked with difficulty. Ai zburat cu avionul în ultima vreme? Have you flown lately? Era cât pe ce să iau alt autobuz. I nearly took the wrong bus. Nu prea știa pe unde se află. He hardly knew where he was. Situația s-a schimbat radical. It has been drastically changed. Să reținem câteva din cuvintele noi. Traduceți conversația următoare în limba engleză. Laura. Așadar, ați hotărât să luați unul dintre cățelușii noștri pentru fiul dumneavoastră? So, you have decided to get one of our puppies for your son? Chris. Da, Paul a hotărât ieri că vrea să aibă un cățeluș.
Multă vreme nu știu dacă vreau un cățeluș, un pisoiaș sau un papagal. Yes. Yesterday Paul decided he wants to have a puppy. For a long time he didn't know if he wanted to have a puppy, a kitten or a parrot. Laura. Bine. Veniți în bucătărie să-i vedeți. Good. Come to the kitchen to see them. Chris. Oh, sunt adorabili. Uite, unul dintre ei linge urechea mamei lui. Oh, they're lovely. Look. One of them is licking its mother's ear. Laura. Mama este foarte îngăduitoare cu cățelușii ei, dar și foarte vigilentă. Îi place să-i aibă pe toți în jurul ei. The mother is very patient with her puppies, but very alert too. She likes to have all of them near her. Chris. Dar presupun că sunt foarte jucăuși și alargă prin toată casa. But I suppose they're very playful and run all over the house. Laura, este adevărat. Mereu au câte ceva de făcut. Deci, pe care îl vreți? That's true. They're constantly busy doing something. So, which one do you want? Chris, să zicem pe cel care mă privește și dă din coadă. Well, the one that's looking at me wagging its tail. Încheiem lecția cu un exercițiu de pronunție. Ah. Lamb. And. Fat. Panther. Ow. Growl. Brown. Sound. Out. Cloud. Ooh. Mew. New. You. Two. Swoop. Eh. Lick. Kitten. Lizard. Pigeon. Lecția 8, partea a doua. Traduceți în limba engleză. Multe spitale au nevoie de sânge uman. Many hospitals need human blood. Pentru Dumnezeu, faceți liniște. For goodness sake, be silent. Acest animal are pielea vărgată, ca a zebrei. This animal has a striped skin, like a zebra. Sunt prieten de-ai tatălui meu. These are friends of my father's. Care mașina a tatălui meu s-a stricat? Which car of my father's has broken down? Câinele acela pare foarte rău. That dog looks very savage. Lui îi place foarte mult fotbalul. He is very keen on football. Îți place această scrumieră de sticlă? Do you like this glass ashtray? Cuștile acestea de lemn sunt goale. These wooden cages are empty. Papagalul acela este animalul său preferat. That parrot is his favorite pet. Ai o cheie de rezervă pentru mine. Have you got a spare key for me? Nu sunt mai rezonabil decât noi. They are not more decent than we are. Acela ar fi cel mai stupid lucru pe care poți să-l faci. That would be the most stupid thing to do. Nu am auzit niciodată un discurs mai interesant. I have never heard a more interesting speech. Are cunoștințe aprofundate despre reptile. She has a profound knowledge of reptiles. Are piciorul stâng din spate rupt. Its left hind leg is broken. Mașina aparținea răposatei mele soții. The car belonged to my late wife. Nu a fost niciodată mai nefericit. He has never been unhappier. Invidioșii își îngreunează singuri viața. The envious make things difficult for themselves. O poți folosi doar pe cea albastră. You can use only the blue one. Acuzatul nu a spus niciun cuvânt. The accused did not say a word. Îți voi povesti despre șopârlă mai târziu. I shall tell you about the lizard later. Acelea au fost ultimele ei cuvinte. Those were her last words. Dacă mi s-ar oferi vin alb sau roșu, l-aș alege pe cel din urmă.
If I were offered white or red wine, I would choose the latter. Bolnavul știa că este pe moarte. The sick man knew he was at death's door. Trecem acum la ultimul exercițiu din această lecție. Completați propozițiile în limba engleză. În acest magazin se vând haine pentru copii. In this shop they sell children's clothes. Ea nu vrea să fie nevastă de fermier. She doesn't want to be a farmer's wife. Ursul a apărut într-o zi rece de iarnă. The bear appeared on a cold winter's day. Băcănia aceea este la o aruncătură de băți de aici. That grocer's shop is a stone's throw from here. Când instalația de încălzire s-a stricat, nu mai știam ce să mai facem. When the heating failed, we were at our wit's end. Este tras de 48 de ore de acum. He has been awake for 48 hours now. Nu ți este deloc frică? Aren't you afraid at all? Pentru mine nu valorează mult. It is not worth much to me. Mielul este încă în viață? Is the lamb still alive? Trebuie să te mulțumești cu atât. You have to be content with it. Ea doarme încă? Is she still asleep? Nu ești bolnav, nu-i așa? You're not ill, are you? Cățelușii scheunau satisfăcuți. The puppies were making contented sounds. Ei au fost chiar mai surprinși decât ai fost tu. They were even more surprised than you were. Care dintre ei locuiește cel mai departe de tine? Which of these people live the farthest from you? Nu vei mai întâmpina și alte greutăți. You will meet no further difficulties. Fiica lor cea mai mare a plecat ieri. Their eldest daughter left yesterday. Cei mai bătrâni copaci trebuie tăiați. The oldest trees have to be cut down. Pe măsură ce îmbătrânește, devine mai agitat. The older he gets, the more restless he becomes. Sunt cu atât mai dezamăgit fiindcă este vorba de propriul meu frate. I am the more disappointed because he is my own brother. Acest aparat de radio funcționează doar cu curent electric. This radio works only electrically. Este incredibil de invidioasă. She is impossibly envious. Ei nu te pot ajuta în niciun fel. They cannot possibly help you. Nu prea eram conștienți de pericol. We were hardly aware of the danger.